Bună ziua! A fost o verificare de microfon mai mult, dar odată luat microfonul în mână și uitându-mă la ceas, îmi dau seama că trebuie să demarăm această conferință. Înainte de a porni propriu zis și după ce am zis bună ziua, am să-l rog pe tehnicianul nostru să mă asigure că putem să punem imnul, da? Bun. Deci, dragi invitați, prieteni, oaspeți, participanți la conferință, vă rog frumos să ne ridicăm ca să onorăm imnul de stat. Ați venit la conferința Viitorul ne aparține, care este la cea de-a șaptea ediție. În mod intenționat am lăsat aici alături locul și inscripția cu numele doamnei rector academician Maria Duca, care ar fi trebuit să onoreze începutul acestei conferințe, așa cum o face tradițional de atâția ani la rând. Din păcate, din cauza unor probleme de sănătate care au survenit, dumnei nu a putut să fie prezentă fizic la această conferință, dar știu că ne susține, a transmis tuturor urări de bine și sănătate, a transmis succes conferinței și o simțim alături, o simțim aproape. Salut de asemenea prezența la această conferință a directorilor institutelor prezenți aici în față. Salut distinsul prezidiu care ne ajută în organizarea acestui prim element al conferinței de astăzi, și anume cuvântul de sau deschiderea oficială a conferinței. Am să sar peste prima parte și anume pentru peste mesajul de salut al doamnei rector și nu vreau să-mi rezerv dreptul să vin eu cu mesajul de salut respectiv, de aceea am să proced mai departe la a oferi cuvântul membrilor prezidiului invitațiilor acestei conferințe. În primul rând vreau să-l prezint pe domnul vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, domnul doctor habilitat, membru corespondent Ion Guceac, un vechi prieten și de nădejde al Universității Academiei de Științe, cu un mesaj de salut. Vă rog frumos. Vă mulțumesc, onorat public, bună ziua! Vreau să recunosc că sunt nespus de onorat să transmit un mesaj de salut din partea conducerii Academiei și în special din partea președintelui, domnul Cancian Gheorghe Duca, care la fel și-a dorit foarte mult să fie prezent la acest eveniment, dar ținând cont de agenda extrem de aglomerată pe care o are, nu a avut această posibilitate, grație sau datorită cărui fapt mă bucur eu de această onoare de a prezenta acest mesaj de salut. Pentru început vreau să mulțumesc organizatorilor acestei conferințe pentru efortul enorm care l-au depus în organizarea acestui eveniment. Eu înțeleg și știu că am, în calitatea mea de director al școlii doctorale, am fost implicat în activitățile preparatorii și știu cât este de greu să mobilizăm tinerii noștri cercetători care mereu sunt preocupați de cercetările lor înguste, dar extrem de importante și nu întotdeauna găsesc timp pentru a-și expune rezultatele cercetărilor în cadrul unor conferințe științifice, dar sper că în viitor gradul de participare și de activism va crește așa de fapt cum observăm din an în an. Pe mine m-a impresionat de fapt și genericul acestei conferințe, Viitorul ne aparține, este unul extrem de sugestiv și nu în zadar văd în sală multe fețe tinere, ochii cărora ard sau exprimă setea de cunoaștere, dar în același timp văd și fețe
luminate și minți lucide a dascălilor, doamnelor și domnilor profesori care întotdeauna sunt gata să le asigure consultanța, suportul necesar și care își consacră întreaga activitate cauzei identificării adevărului științific pentru care și manifestă o dăruire de sine în activitățile pe care le desfășoară. Sunt sigur că rezultatele care vor fi enunțate astăzi de participanții la această conferință internațională, a cărei geografie cuprinde noi și noi participanți, va contribui considerabil la identificarea unor soluții cu care se confruntă societatea și de ce nu în viitor poate constitui chiar cheia succesului în căutările și încercările guvernanților de a găsi soluții și răspunsuri la mai multe întrebări. În concluzie vreau să doresc succes tuturor participanților, să aveți parte de dezbateri pline de lucruri noi, importante, interesante, să vă faceți noi prieteni și de ce nu să dezvoltați relații de prietenie pe care le-ați înregistrat pe parcursul anului. Vă mulțumesc! Și ținând cont de faptul că am fost anunțat ca fiind un prieten mai vechi, de fapt și în virtutea funcției pe care o dețin sunt responsabil de cel puțin formal sau în anumite circunstanțe de activitatea a universității. De ce zic formal? Fiindcă universitatea dispune de un staff din nădejde care face față tuturor încercărilor. Întotdeauna mă bucur de posibilitatea că atunci când vin să contribui la sporirea numărului de titluri de carte din cadrul bibliotecii universității. Recent a fost editată o lucrare cu titlul Constituția la răscruce de milenii. Este ediția a doua, revăzut și adăugită. Ea a fost editată de Academia Română. Academia Română a inaugurat o serie specială numită Basarabica și în cadrul acestei serii vor fi editate lucrările autorilor din Republica Moldova. A fost prezentată în ziua de 24 martie în cadrul Academiei Române și eu cred că se va regăsi și în Biblioteca Universității Academiei de Științe și va fi solicitată de tinerii care încearcă să afle care este totuși până la urmă geografia constituțională a statelor lumii contemporane. Și o lucrare mai recentă al cărui autor iară sunt eu este Omul, societatea, statul, categorii constituționale perene. Este o lucrare care a fost editată la editura Universul Juridic din București. Este proaspătă de tot, abia mâine va fi lansată în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. Este o lucrare care îmbină în sine elemente de antropologie, filosofie, sociologie și toate astea sunt trecute prin prisma reglementărilor normative și în special a celor de drept constituțional. Sper că și această lucrare va trezi interesul cititorilor și va suscita noi dezbateri și noi cercetări. Vă mulțumesc și sper să ajungă în bibliotecă, doamnă prorector. Da. Mulțumim frumos încă o dată pentru acest dar generos. Vă rog frumos să treceți. Aveți toată încrederea că ajung la bibliotecă, în speranța că intru și eu în posesia unei cărți, mai ales cea de-a doua, mi-a trezit interesul în calitate de aspirant în cercetările antropologice. Am vorba noastră, am țigănit o carte, cum s-ar zice. Mulțumesc cu anticipare. Și dacă tot vorbeam despre prietenii Universității Academiei de Științe a Moldovei, noi suntem bucuroși să ne extindem cercul de prieteni, pentru că știm că aceștia sunt de nădejde, de încredere,
Și vrem să credem că directorul general al AGPI, Agenției pentru Proprietate Intelectuală, domnul Octavian Apostol, este unul dintre cei care se înscrie în această categorie. Ne bucurăm că avem în calitate de invitat și de membru al acestui prezidiu, mai ales în contextul în care ieri s-a marcat Ziua Internațională a Proprietății Intelectuale. Vă rog, domnul director general. Bună ziua și mă bucur astăzi să mă aflu împreună cu dumneavoastră aici. Mulțumim mult pentru invitație, pentru că ați cerut să apară în bibliotecă. M-am amintit acum de un caz recent. Este un preot din Ghidighici care transmite liturghia și predica pe Facebook live. Și întrebat dacă nu cumva, făcând disponibilitate, oamenii nu vor mai veni la biserică, vor sta acasă în confortul căminului și nu este menirea preotului să aducă oamenii la biserică, el a spus că menirea mea este să aduc oamenii la Dumnezeu, nu la biserică. Ceea ce cred că și dumneavoastră o să fiți de acord, că menirea acestor cărți să ajungă în mâinile studenților și oamenilor să le citească și nu neapărat în bibliotecă. Și consider primul pas cu doamna prorector va fi de bun augur. Într-adevăr, în primul rând aș vrea să spun că astăzi, pentru că am onorat și imnul de stat, marcăm și o zi importantă, ziua tricolorului, și este și cu acest moment aș vrea de asemenea să vă felicit. Ieri, într-adevăr, am marcat la 26 aprilie Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale, care se marchează din anul 2000. Anul acesta, sub motoul Inovarea pentru o viață mai bună, și noi știm de-a lungul timpului că inovarea, invențiile ne-au făcut o viață mai bună. Dacă este să ne gândim ce scria Asimov în fundații sau în cărțile de sale științifico-fantastice, noi vedem că deja nu mai sunt chiar așa de științifico-fantastice. Apelurile video deja sunt posibile, mașini zburătoare deja sunt. Nu mai putem vorbi deja de fantastic. Deja fantasticul din anii 50 este realitate. De aceea putem enumera câteva invenții marcante care au schimbat parcursul dezvoltării și viața oamenilor de zi cu zi, cum ar fi stiloul de Poienaru, deci este un inventator român, insulina descoperită de Paulescu. 5% din populația globului este bolnavă de diabet și atunci ce s-ar face omenirea fără insulină? Iarăși, Traian Vuia, primul avion, bazele aviației civile, ce ne-am face noi fără avioanele de astăzi? Erin Coandă, motorul cu reacție. Sunt nume care ne-au făcut, într-adevăr, ca acest progres să ne facă o viață mai bună și de ce nu să fim mai sănătoși și să trăim mai bine. Am venit, într-adevăr, având în vedere că tematica este viitorul ne aparține. Vroiam să vă spun, dacă tot ne-am legat de religie, că spuneam că cea mai bună carte de învățare este Biblia, să vă vorbesc câteva pilde. Și vreau să vă vorbesc despre curaj și perseverență. Despre curaj, la fel cum s-a întâmplat zilele trecute, pe malul unei mări a fost o furtună și această furtună a adus pe plajă foarte multe stele de mare. Practic le-a scos pe toate și plaja nu mai era de culoarea nisipului, dar era roșie rozalie. S-au adunat foarte multă lume și se uita cum aceste stele de mare practic se uscau la soare. În rândul acestor oameni era și un copilaș care se ținea de mâna tatălui său și la un moment dat s-a eliberat și a luat o stea și a aruncat-o în mare. Apoi a revenit și iar a aruncat una. De pe faleză cineva îi spune: de ce faci acest lucru? Uite, sunt sute de mii de stele doar pe plaja aceasta și mai sunt și alte plaje care au suferit în urma uraganului. Și tu nu poți schimba viața stelelor. Și el a luat o stea de mare și uite, viața acestei stele de mare o pot schimba. Și a aruncat-o în mare.
La rândul lor, ceilalți copii au venit și ei și au început să arunce. La fel au văzut și ceilalți oameni. Astfel, în câteva ore, toți oamenii au eliberat plaja de stele de mare și le-au salvat. Morala este simplă. Pentru a schimba lucrurile, a schimba viitorul, este nevoie de curajul până și a unui copil. De aceea, eu vă îndemn să aveți curaj, să începeți lucrurile. Cu siguranță, pentru a câștiga, trebuie să cumpărați măcar bilet. Cealaltă parte de perseverență, că nu este de ajuns doar curajul, este o întâmplare din viața marelui inventator Edison, care a inventat becul cu incandescență. Până a inventa becul cu incandescență, el a eșuat de peste 11.000 de ori. Și când a ajuns pe la a 6.000 experiment ratat, un reporter îl întreabă: dar nu v-ați săturat să eșuați de 6.000 de ori? Și el i-a răspuns: eu nu am eșuat de 6.000 de ori, pur și simplu am găsit 6.000 de căi în care această invenție nu funcționează. Să știți că lucrurile pierdute le găsiți în ultimul loc pe care le căutați. Așa este și cu perseverența. Trebuie să perseverați, să insistați, să aveți curajul de a începe și să munciți. Este 1% talent și 99% transpirație. Eu vă doresc să aveți curaj, perseverență, insistență, cu siguranță viitorul este în mâinile noastre și ne aparține și vouă și nouă. Cum veți munci, așa vom trăi peste 5-10 ani și chiar mai mult. Eu vă mulțumesc mult și să fie într-un ceas bun. Mulțumim mult, domnul director general, și pentru prezență și pentru acest frumos mesaj de salut. În continuare, vreau să ofer cuvântul directorului Institutului de Chimie, încă unul dintre prietenii Universității Academiei de Științe a Moldovei, domnul doctor habilitat, membru corespondent, Tudor Lupaș. Da, vă mulțumesc mult. Onorat prezidiu, stimați profesori, dragi studenți și masteranți, Hristos a înviat! Mi-a plăcut și mie genericul acestei conferințe, așa am vorbit și la celelalte ediții a acestei frumoase conferințe. Și dacă aș spune acum, viitorul vă aparține, putem să spuneți adevărat, ne aparține. Pentru că cu adevărat vă aparține și vă spun de ce. Pământul se rotește, anii se adună, noi când surim, voi vă maturizați. O să vină timpul când noi o să părăsim aceste funcții pe care le ocupăm. Veniți voi în locul nostru. Dar pentru aceasta trebuie să fiți pregătiți. Să știți, să pătrundeți în taine științei. Să știți legitățile vieții, să le folosiți în viață. Pentru că numai prin știință orice societate a supraviețuit, prin știință orice țară s-a îmbogățit. Spun că deci probleme de mediu sunt o mulțime, de este și doamna Nedelcu care să confirme. În primul rând, încălzirea globală. Doi, probleme de apă. Eu am luat special la ședința dumneavoastră o expusă a papei de la Roma, care spune, asta a fost publicat la 25 februarie recent, anul acesta, spune că al treilea război mondial poate să înceapă din cauza apei potabile. Și el spune aici, în a zecelea cetățean a planetei, astăzi nu are acces la apă potabilă de calitate. Peste în anul 50, 2050, dacă se merg lucruri în această direcție, fiecare a doilea cetățean de pe planetă nu va avea acces la apă potabilă. De ce? Vă zic, problemele acestea sunt foarte și foarte importante și ele trebuie soluționate. Problema încălzirii globale. Una din soluțiile acestei probleme este folosirea fotolizei apei. Apă avem cât doriți pe planetă. Soare avem de asemenea pentru miliarde de ani. Este nevoie ca chimiștii să sintetizeze catalizatori.
care să poată rupe această legătură hidrogen-oxigen, cu ajutorul luminii solare să obținem hidrogen și oxigen și hidrogenul să fie sursă de combustibil. Astfel, noi am soluționat problema absolut, pentru că hidrogenul este un combustibil ecologic și iarăși ar fi un ciclu. Deci apa se descompune hidrogen și oxigen, hidrogenul ardere se obține din nou apă. Deci adică ar fi un ciclu natural pe care ne-l dorim. Și asta, într-adevăr, va aparține vouă chimiștilor care sunteți aici, nu numai chimiștilor, și fizicienilor, și biologilor, și așa mai departe. Am spus și mai repet, cel mai bun chimist și biochimist este natura. Dumnezeu, având la dispoziție câteva substanțe simple, bioxid de carbon, apă, lumină solară, microelemente, prin fotosinteză se obțin milioane de substanțe. Rolul chimistului este de a extrage aceste substanțe, a le studia proprietățile și a le vedea în ce domenii pot fi utilizate. Și dacă este nevoie, chimistul trebuie să introducă o grupă funcțională în această substanță care a sintetizat-o în natura Dumnezeu, ca să-i dea alte proprietăți utile pentru civilizație. Așa a fost, de această idee Institutul Chimie se călăuzează pe tot parcursul vieții. Așa a fost Institutul Chimie sintetizat enoxilul. Așa a fost sintetizat o serie întreagă de substanțe odorifere de către comisarul Pavel Vlad. Un rol important, evident, este și problema de tratare a apelor. Academicianul Gheorghe Duca a descoperit procesele de redox care au loc în apele naturale și procesele de autoepurare, pentru că acesta tot este un important rol al naturii pentru reglementarea problemelor de mediu. Încă o dată, sunt convins că viitorul va aparține și voi trebuie să spuneți adevărat ne aparține succese. Vă mulțumesc pentru acest mesaj consistent și științific și totodată încurajator. Vreau în continuare să prezint invitații la această conferință, cei care au răspuns cu generozitate ca de fiecare dată. În primul rând îl iau de la stânga la dreapta, domnul director, doctor habilitat, directorul Institutului de Cercetări Economice, directorul Institutului Național de Cercetări Economice, Alexandru Stratan, cel mai tânăr doctor habilitat din Republica Moldova și director de institut. Doamna doctor habilitat profesor, membru al Comitetului Științific al acestei conferințe, director doamna Maria Nedealcov. Vă rog să o aplaudați. Domnul director al Agenției Inovare și Transfer Tehnologic, domnul Roman Chirca, vă rog să-l aplaudați. Domnul director al Institutului de Filologie, doctor habilitat profesor Vasile Bahnaru, vă rog să-l aplaudați. Domnul director adjunct al Institutului de Istorie, domnul doctor habilitat Nicolae Ienciu, vă rog să-l aplaudați. Salut de asemenea participarea numeroasă a studenților de la Universitățile Alexandru Ioan... Am o problemă cu titlurile și numele, vă rog să mă scuzați, că mi-am asumat acest rol cumva. Salut participarea, dar cu toată sinceritatea, salut participarea la această conferință a prietenilor noștri din România, studenții de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Vă rog să-i aplaudați. Studenții de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, vă rog să-i aplaudați. Avem participanți de la 5 universități din Republica Moldova, Universitatea de Stat, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Universitatea Cooperatist Comercială. Vă rog să-i aplaudați și pe ei. De asemenea, deja la al treilea an, cred, dacă nu mă înșel, domnul director Pavel Cerbușcă, a treia an, le-am sunt liceienii noștri aici, deci participă și liceienii de la Liceul Academiei de Științe a Moldovei. Salutați-i și pe ei!
În total, anul acesta avem 151 de participanți. Am spus, conferința este la cea de-a șaptea ediție. De la an la an se constată o creștere a numărului de participanți, o creștere a numărului de universități, o creștere a importanței și a valorii acestei conferințe studențești, cum am spus, cu extinderea numărului de prieteni. Nu pot să nu menționez în acest context că această conferință este dedicată aniversării a 10-a a Universității Academiei de Științe. Cea de-a treia sărbătoare pe care o marcăm astăzi este ziua Universității Academiei de Științe a Moldovei. Vă rog să ne aplaudăm pentru această performanță, că am ajuns la 10 ani și suntem în stare să organizăm conferințe de această anvergură. Astea fiind spuse, încă un lucru, în fiecare an am avut curajul, cred eu, noi, Universitatea Academiei, să scoatem tezele acestor conferințe, publicația care marchează debutul tinerilor cercetători. Și anul acesta am editat-o într-un alt format, un pic mai vesel, mai puțin monocron, dar sper să fie citită, să ajungă la părinții voștri, cei care v-ați înscris și ați participat cu și veți participa cu comunicări în conferință, la profesorii care v-au format. Vă rog, cei care aveți discipoli, să vă uitați dacă lucrurile sunt așa cum le-ați pus la cale împreună cu discipolii voștri. Deci avem și cartea, cei care doresc pot să o și procure. Astea fiind spuse, cum am spus, încheiem această primă etapă a conferinței noastre, cea oficială, și trecem la cea de-a doua de lucru, și anume comunicările în plen. Am să rog în acest scop să se apropie. Vă mulțumesc încă o dată membrilor prezidiului. Nu vreau să vă mai obosesc cu activitatea ulterioară. Vreau să-i invit încoace pe decanii Universității Academiei de Științe, care vor modera sesiunea de prezentări în plen. Doamna decan Aliona Mereuță, doamna doctor Aliona Mereuță, doamna decan Daniela Elenciuc, doamna doctor Daniela Elenciuc, doamna decan Rodica Ciobanu, doamna doctor Rodica Ciobanu nu este. Îl prezint pe Daniel Podgornăi, unul dintre studenții noștri bursieri, cu un mesaj de salut. Deci am încercat să cuprind tot arealul, pe tot. Daniel, tu ești în program. Cum am spus? Ziua și Hristos a înviat. Mă numesc Daniel Podgornăi, sunt masterand anul întâi la Universitatea Academiei de Științe. Studiez chimia din 2013, din primul an, de când am pășit pragul acestei universități. Eu mă bucur că astăzi, 27 aprilie, în incinta căminului, s-a adunat atâta lume dornică de a participa la conferința științifică Viitorul ne aparține. Participând anul trecut la sesiunea plenară, eu am realizat că există o sumedenie de oameni care doresc să cunoască și să ne aducă cunoștințe noi din diferite domenii ale științei. Eu doresc participanților succes și fiecare temele pe care ei le vor aborda astăzi să fie implementate la cel mai înalt nivel. Tuturor cele bune, mulțumesc! Bună ziua, stimați participanți! Vă spun bun venit la conferință. Mă bucur foarte mult participarea dumneavoastră atât de numeroasă. Și o invit pe Viorica Velișco, este masterandă la anul 2 la Facultatea Științe ale Naturii, program de masterat științe ale mediului, cu raportul Impactul înghețurilor asupra agriculturii Republicii Moldova. Tema pentru discuție, tema care a fost studiată, analizată, este Impactul înghețurilor asupra agriculturii Republicii Moldova. O să vorbesc despre aspectele generale ale înghețurilor, despre factorii de risc la care sunt supuse culturile agricole și despre măsurile de combatere și diminuare a acestor riscuri.
În grupa fenomenelor meteorologice de risc, caracteristice pentru Republica Moldova și nu numai, cum ar fi seceta, grindina, ploile torențiale care deseori provoacă inundații și înghețurile ocupă un rol important. Prin îngheț se înțelege coborârea temperaturii stratului de aer de lângă sol sub 0 grade în perioada caldă a anului, mai ales în perioada de vegetație a culturilor agricole. Cauzele care determină înghețurile sunt de trei tipuri: înghețuri radiative, înghețuri advective și înghețurile mixte. Înghețurile advective sunt determinate de invaziile de aer rece polar, a cărui temperatura este sub 1 grad și nu depășește limita chiar nici în timpul zilei. Aceste tipuri de înghețuri se mențin de la 1 până la 2 sau chiar 3 zile. În ceea ce privește înghețurile de radiație, se formează în nopțile senine, unde absența vântului, unde nu este vânt sau dacă este, este foarte slab. Și sunt determinate de pierderi intense a căldurilor de către suprafața solului. Aceste tipuri de înghețuri se produc mai ales în orele spre dimineață, până la răsăritul soarelui. În ceea ce privește înghețurile mixte, se formează în urma invaziilor de mase de aer reci, a căror temperatură continuă să scadă în cursul nopții prin efecte de radiație. În aceste condiții, temperatura pe timp de noapte poate coborâ de la minus 4 până la minus 6, în timp ce ziua temperaturile sunt destul de ridicate, de la 10 până la 20 de grade căldură. Și iată, vedem aici un decalaj, cum scade brusc temperatura de la zi la noapte, care sigur că afectează foarte mult culturile agricole. Aspecte de risc, o să vorbesc... Poftim? Sunt și de anul ăsta. Sunt și de anul ăsta, da. În pomicultură sunt deosebit de mari, anume înghețurile de primăvară, care surprind pomii în plină floare, destrungând aproape întreaga recoltă. Sigur că dacă va fi înghețată floarea, neapărat și culturile nu vor mai, neapărat și pomii nu vor mai putea da recoltă. Au de suferit îndeosebi caișii, persicii, vișinii, cireșii, nucul, mărul. Cât privește înghețurile timpurii de toamnă, la fel sunt foarte periculoase. Deseori îngheață fructele care încă nu au reușit să se coacă sau fermierii încă nu au reușit ca să strângă roada de pe culturi din teritoriile agricole. Aici în imagine vedem cum sunt afectate, iată, florile de la diversi pomi, cireș, vișin, vedem muguri, la fel nucul este afectat. Înghețurile mai poate frâna dezvoltarea ciclului de vegetație a culturilor agricole, pomicule, viticule și altele. În această tabelă este prezentat după Maximov pragurile termice critice ale culturilor în diverse faze de vegetație. Dacă observăm practic la toți, la toate tipurile de pomi, cei mai rezistenți la temperaturi sunt mugurii florali desfăcuți, care pot rezista înghețurilor până la minus 4 grade. Mai puțin rezistente sunt florile acestor pomi, care sunt rezistente la minus 2 grade. Cei mai slab rezistente sunt anume roada acestor pomi. Dacă ne referim la vița de vie, vedem că deja este mai sensibilă
față de pomi este sunt afectați mugurii la minus 1 grad. Florile față de roada pomilor, la vița de vie, florile sunt cele mai sensibile. Dacă la pomi vedem că roada este cea mai sensibilă, la minus 1 grad ea este afectată, deja la vița de vie, florile sunt cele mai sensibile la aceste înghețuri tardive de primăvară. Aici, în imagine, vedem cum este afectată vița de vie în prima decadă sau a doua, chiar și a treia decadă a lunii aprilie. Vedem în primele imagini mugurii viței de vie care nu sunt afectați și deja vedem cum sunt afectați mugurii de aceste înghețuri. Ca să vorbim și despre înghețurile timpurii, la fel la vița de vie, vedem strugurii care încă poate că nu au fost copți sau încă nu au reușit să fie culeși de către agricultori, vedem iarăși că sunt afectați. Referitor la culturile legumicole, sunt anumite culturi care sunt foarte pretențioase la căldură, de aceea ele sunt și sunt foarte nerezistente la îngheț. În tabelă vedem, iată, tomatele care la răsărire la 0 grade ele pot ca să fie afectate. La fel ca castraveții, vinetele, ardeii sunt cele mai sensibile, cele mai nerezistente la înghețurile de primăvară. Dacă să vorbim despre culturile legumicule care sunt rezistente la îngheț față de altele, vedem aici morcovul care este rezistent rezistent chiar până la 7 grade frig. Varza la fel este rezistentă, ea rezistă chiar până la minus 10 grade. Dacă să vorbim despre culturile tehnice, floarea soarelui este rezistentă, sfecla de zahăr la fel este rezistentă, însă tutunul vedem că este slab rezistent la înghețuri. Înghețurile din aprilie 2017, încă mai suntem în luna aprilie și de ce nu să vorbesc și despre aceste înghețuri. În perioada 18-20 aprilie s-au semnalat înghețuri, au fost înghețuri de până la minus 5 grade, comparativ cu aprilie 2017, anul acesta vedem o decadă cu 5-6 grade mai rece comparativ cu aprilie 2016. Extremitățile înghețurilor tardive de primăvară. Au fost înghețuri chiar și în luna mai, de exemplu în nordul Republicii, de la 21 până la 24 mai au fost înghețuri de primăvară. Au fost înghețuri în prima decadă a lunii mai, de la 1 până la 10 în anul 1990 și deja vedem chiar înghețuri în ultima decadă a lunii mai, de la 20 până la 28 mai, au fost înghețuri, iată, în anul 1977. Referitor la înghețurile timpurii de toamnă, au fost înghețuri chiar și în luna septembrie, în anul 1952, în Briceni, Bălți, Tiraspol. Au fost înghețuri chiar și în septembrie, în prima decadă, anume 8 septembrie, anul 1953, de la 1 grad, 2 în raioanele Caminca și Râmnița, care la fel riscurile au fost, efectele au fost destul de evidente. Dacă sunt riscuri, neapărat trebuie să fie și măsuri de prevenire și combatere. Iată, fumegațiile ar fi o soluție de apărare a culturilor agricole, pumicole, de îngheț. Adăpostirea, la fel, ar fi o soluție pe cât este posibilă, adăpostirea cu polietilenă sau cu materiale țesute care ar proteja culturile de îngheț. O altă măsură ar fi încălzirea suprafeței solului prin irigare.
iată practica francezilor, practica germanilor, încălzirea se poate executa cu combustibil, iată în imagine sunt așa zisele sobițe, care sunt încălzite cu ajutorul motorinii, petrolului și acestea, iată, sobițe pot încălzi o suprafață de circa 50 de metri pătrați. Și ele trebuie neapărat în zigzag plasate fie între butucii de vie, fie între rândurile de viță de vie sau livezi. O altă practică care la fel se întâlnește în Franța, în Germania, Elveția, vedem că irigația care se face cu câteva minute înainte de apariția înghețurilor și iată stratul de gheață care îl vedem și se formează pe ramuri, devine un strat izolator care împiedică răcirea ramurilor, menținând în același timp la exterior temperaturi foarte apropiate de 0 grade. Dacă până acum credeam că dacă vedem gheața pe muguri sau pe ramuri, deja ea este afectată și nu va mai da rod. Dar însă, iată, germanii, francezii ne arată că o așa fel de metodă, iată, poate salva mugurii. Alte măsuri practice sunt însămânțarea, plantarea plantelor sensibile la îngheț pe pante cu expoziție sudică, care asigură scurgerea cu ușurință a aerului rece pe văi. Și o altă metodă ar fi formarea de vânt artificial cu ajutorul unor instalații de ventilare care înlocuiesc aerul rece de la suprafața solului cu cel mai cald din straturile superioare. Practica ultimilor decenii a demonstrat că este mult mai eficient de a investi în prevenirea hazardurilor decât în lichidarea consecințelor acestora. Vă mulțumesc, atât a fost. Mulțumim, Viorica. Invităm următorul raportor, Gheorghe Seco. Vă rog mult, în jur de 10 minute. Bună ziua, stimată audiență, bună ziua, stimați organizatori. Sunt student la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețeanu și astăzi încerc să nu vă plictisesc o temă numită glicarea, efectele glicării și regenerarea în raport cu profilul alimentar. Despre ce vom discuta, vedem acolo. Actualitatea temei. Deși sună foarte banal, însă zahărul este din ce în ce tot mai accesibil pentru toată populația, pentru toate categoriile sociale. Produsele alimentare care le găsim pe rafturile magazinelor conțin din ce în ce mai mult zahăr. Spre ponderabilitate și diabetul zaharat registrează recorduri în fiecare zi. Iar la momentul actual noi înțelegem foarte bine că glicarea este direct implicată în procese degenerative caracteristice îmbătrânirii și a bolilor așa numite contemporane. Noțiunile generale. Pentru prima dată, reacția de formare a compușilor finale glicării a fost descrisă de un biochimist francez, Louis Camille, în 1912, care a observat că la încălzire are loc o reacție dintre glicină și glucoză, formându-se un compus brun. Mai apoi au fost încă o mulțime de savanți care s-au preocupat de această întrebare. Unul din cele mai cruciale momente fiind anul 1929, când Amadori dă o explicație științifică acestei reacții, adică de formare compușilor Amadori ai glicării. Dacă să observăm frecvența publicațiilor în acest domeniu, iarăși observăm că pe an ce trece, tot mai multe publicații în acest domeniu. Adică este o întrebare ce frământă comunitatea științifică din ce în ce mai mult. Și asta și este explicat de faptul că este o temă foarte și foarte relevantă pentru sănătatea la momentul actual. Chimia glicării. Pe scurt, ce reprezintă glicarea? Este de fapt o reacție chimică, non-enzimatică. O altă denumire ar fi și
glicozilare în enzimatică a proteinilor, care are loc dintre un glucid, de cele mai multe ori glucoză, deoarece este consumată în cantități mai mari, dar poate fi și altele, fructoză, spre exemplu, și un aminoacid sau alt compus organic care are o grupare NH, SH, adică cu 2 electroni liberi. La o apropiere sterică suficientă dintre acești doi compuși, are loc un atac nucleofil și se formează un compus, dar puțin stabil, care se stabilizează, se elimină moleculă de apă pentru a se stabiliza, deoarece s-au format totuși compuși instabil. Urmează două tautomerii, una aminoimino și alta cetoienol cu închidere ulterioară ciclului și se formează așa numiși compuși finale glicării. Iată și reacția descrisă de Amadori despre care am spus. Ce se primește după aceasta? Se primesc, iată, acești compuși, diferiți aminoacizi glicați, diferite baze azotate glicate, unele fosfolipide membranare în care se găsesc resturi amine și așa mai departe. La moment sunt grupate ca trei mecanisme fiziopatologice de bază, adică cum ar acționa această glicare asupra sănătății noastre. Primul spune că este posibilă glicarea grupărilor funcționale din unele proteine, iar proteinele noi știm că sunt baza vieții. Da. Se întâmplă că de cele mai multe ori în centrele active ale proteinelor se găsesc anume aceste grupări SH, NH, OH, care își le dau activitatea specifică lor. Iar prin glicare aceste funcții vor fi inhibate. Deci o proteină care până acum era activă, de exemplu o enzimă care participa într-un lanț metabolic, deja nu și va mai face efectul. Sau poate fi glicarea unor proteine structurale, cum este colagenul, cum este elastina. Ele făcând parte din structuri precum peretele vascular, vor duce la rigiditatea acestea. Cum parte din membrana bazală, la diferite niveluri, vor face ca permeabilitatea acestei membrane să fie mai mică. Deci transportul, spre exemplu, de oxigen, substanțe nutritive, se va înrăutăți. Schematic, cam așa, cum se formează aceste structuri rigide. Un alt efect este faptul că acești compuși ai glicării interacționează cu situri specifice și duc la exprimarea unor citochine inflamatorii. Ceea ce va duce la inflamație cronică în unele regiunile organismului și distrugere celulară. Dar ce știm că inflamația cronică duce atât la distrugere țesuturilor, metaplazie celulelor și așa mai departe. Încă un mecanism care nu este în total acceptat, însă se presupune, este și faptul că glicarea ar mai fi responsabilă și de formarea unor beta-structuri anormale, care ulterior duc la formarea acelui amiloid care se acumulează și duce la patologii precum Alzheimer sau Parkinson. Dacă generalizăm, ce este bun și ce este rău în toată aceasta? Rău am mai spus, da? Efectele patofiziologice despre care am spus duc la hipertensiune arterială, ateroscleroză, inflamație și așa mai departe. Însă, cum cântă și interpreții noștri autohtoni, minus cu minus de plus. În cazuri când sunt tumori, neoplazii și așa mai departe, datorită că se inhibă angiogeneza, iată, în aceste cazuri, ea poate fi privit ca un moment pozitiv, deoarece același tumor are nevoie de alimentație. Va fi oprită alimentația, va fi oprit și creșterea acestuia. În urma acestui studiu teoretic au fost înaintate unele ipoteze, și anume faptul că la un consum excesiv de zahăruri, de glucide,
perioada de regenerare va fi mai îndelungată. Deci, obiectivul experimentului a fost verificarea ipotezilor teoretice, și anume determinarea experimentală a timpului de regenerare în dependență de profilul alimentar. A fost făcut acest experiment, desigur, pe animaluți, și anume pe șoricei. Au fost selectați 40 de șoricei, vârstă diferită, și au fost catalogați în 6 grupe, în dependență de vârstă și sex. Și au fost hrăniți cu hrană diferită. Vedem aici cu mult zahăr și standard. Ce presupune aceasta? Hrana standard era ce îi hrănește de obicei. Cereale, pâine, unele legume, sfeclă, morcov și așa mai departe. Cei cu alimentație cu conținut sporit de glucide, simplu la toată alimentația standard a fost adăugat și mult zahăr. Zahărul era consumat la dorința șorcelor. Adică noi n-am să impunem, ei doar l-au consumat. Ce s-a observat? Da, ei ca și om, ca și orice ființă rațională care suntem noi, îl consumau cu plăcere, da. Cam mai apoi, după 10 zile cu o așa hrană, li s-a produs leziuni specifice, incizii tuturor șoriceilor de aceleași dimensiuni în aceeași regiune, și s-a observat timpul de regenerare la diferite grupe. Aici observăm o poză, dacă mi-aduc aminte bine, cred că ceva ziua 6, Z înseamnă că e cu alimente cu zahăr. Aici, tot la aceeași perioadă, un șoricel cu hrănit cu hrană standard. Da, standard. Nu știu, imaginea poate nu e chiar clară, aici se vede mai bine, însă se observă foarte clar cât de mare este diferența. Deci, o să ajungem la tabelă de concluzionare. Ce s-a observat? Că, anume la șoricei tineri, perioada de regenerare care aveau hrană cu conținut sporit de zahăr, au avut perioada de regenerare mai mare cu aproximativ 3 zile. 3 zile de 11, adică 9 și 11, este o diferență destul de mare. Ceea ce nu s-a observat totuși la șoricei bătrâni. Aici apar niște semne de întrebare de ce. În literatura de specialitate se descriu doar, adică ulterior am mai găsit cazuri și pentru oameni, adică și referitor la oameni, că este mult mai grav pentru tineri decât pentru bătrâni, însă la moment încă nu este o explicație concretă referitor la această întrebare. Și deci, concluzii. Informația obținută poate fi utilizată atât la crearea regimurilor alimentare în spitale pentru pacienții care au urmat intervenții chirurgicale, dar și pentru copiii abia în creștere, deoarece această glicare aici este doar un exemplu, regenerarea. Însă regenerarea tardivă la acești șoricei are ca bază faptul că este o angiogeneză incorrectă, adică insuficientă. Este o tulburare de metabolism, de difuziune a substanțelor nutritive. Iar acum ne închipuim că copilașul crește la noi obiceiurile. Cine ne dă bomboană copilașului, da? Toți sau acest obicei. Și ne închipuim că aceste procese au loc în tot organismul copilului. Și atunci apar întrebări. Dar ce o să fie cu nivelul lui dezvoltare mentală, ce o să fie cu capacitățile lui fizice și așa mai departe. Deci, ce vreau să spun? Zahărul trebuie consumat, însă rațional. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună! Într-un raport foarte interesant și interactiv, Întrebări cred că vor fi în secție, pentru că suntem limitați în timp, dar da, e foarte curios, da. Mulțumim. Invităm următorul raportor, domnișoara Elena Pruteanu, masterandă, vă rog.
Da, Universitatea Academiei de Științe. Bună ziua! Mult stimat doamnă prorector, stimați onorați invitați și oaspeți, dragi colegi și studenți, pentru început vreau să vă felicit cu acest eveniment marcant. Vă mulțumim pentru oportunitățile pe care ni le oferiți. Doresc cât mai multe ediții pentru această conferință și mult succes tuturor participanților. Tema cercetării mele este modificarea compușilor diterpenici mediată de radicali liberi. Conducătorul științific este doctorul conferențial cercetător Veceslav Kulchitsky. Radicalul este o grupare de atomi ai unei molecule neutre din punct de vedere electric, care are una sau mai multe valențe nesaturate și se comportă în reacțiile chimice ca un element unic. Ei sunt prezenți în chimie, biologie și știința polimerilor. În moduri unice și interesante pentru a oferi structuri utile, incredibil de rapid și uneori aceștia permit accesul la spațiul chimic care a fost anterior de imagine, iar în alte cazuri acesta facilitează sinteza ușoară și concisă spre un compus țintă. Radicalii pot fi practicitatea și chemoselectivitatea reacțiilor radicalice permite accesul la molecule relevante pentru descoperirea de noi medicamente, produse agrochimice, știința materialelor, în chimia organică fină și în alte domenii. Procesele radicalice continuă să joace un rol important în sinteza moleculelor complexe și anume în sinteza totală a compușilor naturali și sintoni valoroși, în special a sistemelor ciclice terpenice și anume diterpenele cauranice. Aici am prezentat calea de biosinteza diterpenoidelor, în special acele ent-cauranice. Compușii diterpenici ent-cauranici sunt pe larg răspândiți în plante, fiind precursori biogenetici ai giberlinei, ceea ce prezintă un hormon de creștere la plante. Investigațiile biologice, investigațiile principiilor biologic active a acestor plante, aplicate în medicina chineză netradițională, au arătat prezența acestor compuși în plante condiționează o serie de proprietăți biologice active și anume antibactericide, cardiovasculare, citotoxice, antiinflamatoare și altele. Procesele radicalice permit sinteza totală a unor derivați biologici activi. Și anume, sinteza compușilor naturali 1, 2 și 3 a fost realizată aplicând o strategie unificată de sinteză, aplicând reacții radicalice, pornind de la spirolactona 10. Reacțiile radicalice marcante, ca etape cheie, în sinteza acestor compuși, a fost cuplarea la epoxid și lactonizare mediată de titan, ciclizări în cascadă mediate de diodura de samariu și ciclizări sau închide de ciclu, de asemenea, mediate de samariu. De asemenea, ciclizarea biomimetică radicalică mediată de mangan și cupru a permis sinteza, de asemenea, unificată a izosteviolului și beirandiolului, de asemenea, compuși naturali. Procesele radicalice permit și modificarea structurală a compușilor naturali în scopul evaluării potențialului activității biologice a acestora, conducând la apariția unor noi proprietăți sau intensificarea proprietăților originale. Aici am reprezentat azidarea, diazidarea și trifluormetilazidarea derivaților giberlenici, aplicând diverse condiții de reacție. Astfel, precursorul radicalic a constat din diacetatul de fier și ligandul 1 în diferiți solvenți la diferită temperatură, obținându-se compuși de interes 6, 7 și 8 cu randamente destul de bune. Azidarea legăturii CH creează acces la funcționalizări util sintetic la substratul original datorită legăturii carbon-azot, astfel putând fi obținuți triazoli, amine sau amide, heteroarene sau heterocicluri,
pot fi obținute biomolecule bifuncționale sau atașarea unui fragment fluorescent, ca în exemplul dat. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim! Invităm următorul raportor, Veronica Ghirec, masterant Universitatea de Stat din Moldova. Bună ziua tuturor! A fost menționat că la moment sunt masterandă în cadrul Universității de Stat, însă am fost licențiată în științe exacte, anume aici, la Universitatea Academiei de Științe. Îmi face o deosebită plăcere să revin aici, deoarece, într-o măsură oarecare, mă simt cu niște emoții, parcă am revenit acasă. Îmi face o deosebită plăcere să văd chipurile foștilor profesori și foștilor colegi. Tema care va fi abordată de mine este prognozarea economică în baza modelului static input-output. Înainte de a începe de a vorbi despre prognozarea economică, aș dori totuși să explic de ce sunt importante modelele economice și care este influența lor asupra dezvoltării economice a unui stat. Și anume, modelele permit anticiparea viitorului, deoarece prin intermediul lor se realizează prognozarea evoluției proceselor și determinarea consecințelor eventuale de luarea unelor decizii. Modelele pot fi de două tipuri, modele statice și modele dinamice. Modelele statice sunt modele care reprezintă situația în cadrul dat, dacă vorbim despre modelul input-output la etapa actuală, iar modelele dinamice sunt cele care descriu în linii generale dezvoltarea economică pe o perioadă oarecare de timp. Un exemplu de model dinamic ar fi descrierea mișcării unui corp, iar un exemplu de model static ar fi, de exemplu, fotografia. Unul dintre fondatorii modelării legăturilor interramurale este profesorul Vasile Leontiev, care este premiat laureat al premiului Nobel în economie datorită aportului său major în studiul modelelor date, care reprezintă un instrument puternic pentru studiul unei economii care din ce în ce devine mai complexă. Necesitatea modelelor interramurale se bazează pe faptul că ele descriu aportul fiecărei ramuri economice asupra dezvoltării și evoluției venitului național. În mare parte, Vasile Leontiev și-a dedicat viața căutând răspuns la întrebarea: ce nivel de producție ar trebui să producă fiecare ramură economică, astfel încât aceasta să fie suficientă pentru a satisface cererea totală pentru acest produs? Aceasta este întrebarea la care caut și eu la moment răspuns pentru a putea cât de cât influența asupra dezvoltării economiei în ceea ce privește anume economia Republicii Moldova. Partea matematică a modelului. Modelul matematic al balanței interamurale pare destul de simplu, deoarece este reprezentat prin intermediul unui sistem de ecuații algebrice lineare. Principalii indicatori care figurează în cadrul sistemului dat sunt volumul producției ramurii I, ca ramură producătoare, și volumul producției ramurii J, ca ramură consumatoare. Deci ce face ca tare modelul balanței legăturilor interamurale? Studiază fiecare ramură economică din punct de vedere din două puncturi de vedere, adică fiecare ramură este considerată pe de o parte ramură producătoare, iar pe de altă parte drept ramură consumatoare. Astfel încât, dacă luăm intersecția dintre ramura producătoare I și ramura consumatoare J, atunci se obține capacitatea de producție a ramurii I necesare pentru cheltuielile de producție a ramurii J. Principalii indicatori care figurează în cadrul sistemului dat sunt coeficienții cheltuielilor materiale directe, care stabilesc o interdependență dintre ramurile economice. Cu atât coeficienții cheltuielilor materiale directe sunt mai mari, cu atât interdependențele dintre ramurile economice sunt mai accentuate. Modelul dat poate fi reprezentat și în formă matricială, astfel încât
avem o matrice, și anume matricea cheltuielilor materiale directe, care are la bază coeficienții cheltuielilor materiale directe despre care vorbisem anterior, cât și doi vectori, anume vectorul volumului de producție brută și consum, adică cantitatea de producție necesară pentru fabricarea altor produse, ceea ce poartă noțiunea de produs intermediar, cât și vectorul volumului de producție final care este pe piață. Înainte de a începe de a studia modelul dat, este necesar de a ține cont și de următoarele două presupuneri, și anume că consumul de producție este direct proporțional cu volumul producției ramurilor consumatoare și unul și același bun este produs doar de o singură ramură, ceea ce în economie poartă noțiunea de ramură pură. În cadrul studiului meu, pentru perioada 2017, mi-am propus, în baza valorii volumului de producție și matricii cheltuielilor materiale directe, să prognozez următorii indicatori principali macroeconomici, cum este produsul final, valoarea adăugată brută, și produsul intern brut, care în viziunea mea este principalul indicator de dezvoltare economică a unui stat. Pare o problemă destul de simplă, dar ca atare necesită foarte multă de informație, și anume, la baza modelului dat a stat un eșantion de date din perioada 2000-2014 oferită de Biroul Național de Statistică. Deci un eșantion de 15 ani studiat pentru 23 de ramuri economice. Un volum destul de mare de informație. Anume, matricea cheltuielilor materiale directe se presupune că într-o perioadă scurtă de timp nu suferă unele schimbări esențiale, de aceea în cadrul modelului dat mi-am propus să folosesc datele estimate pentru anul 2014, care din păcate este ultimul an în care dispunem de informații referitor la consumul intermediar și în general despre dezvoltarea economică a Republicii Moldova, și anume într-un raport detaliat, iar determinarea volumului de producție s-a realizat prin intermediul funcției lineare logaritmice în dependență de variabila independentă, care este timpul. Nu am timp și nici posibilitate, cred că nu mi-a oferit și nu-mi permit nici eu să prezint rezultatele la toate cele 23 de ramuri economice estimate în baza funcției date. De aceea am prezentat doar informația referitor la una dintre principalele ramuri economice ale Republicii Moldova, cum este industria prelucrătoare, astfel încât, fiind disponibile datele din perioada 2000-2014, am estimat valorile pentru anii 2015-2016-2017. Pentru ramura dată, și la fel lucru dat a fost realizat și pentru celelalte încă 22 de ramuri economice. Formulele matematice aplicate la determinarea indicatorilor prognozați sunt acestea, și anume prima reprezintă formula necesară pentru determinarea produsului final pe ramuri, iar a doua pentru determinarea valorii adăugate brute. Cred că nu necesită nevoie de a mă opri detaliat la formulele date. În final, totuși ce aș vrea să spun, că modelul static input-output este un instrument de studiu și prognozare a economiei naționale. Aceasta fiind un sistem complex cu interdependențe între ramurile și subramurile ei. Este foarte important în urma unui studiu dat, și ar fi de dorit să fie mai multe persoane în cadrul țării noastre care se va ocupa cu o analiză complexă a dezvoltării interramurale, astfel încât este posibilă o prognozare și astfel o stabilitate economică la care tinde fiecare stat și, desigur, și Republica Moldova. Este clar că rezultatele finale încă nu sunt, deoarece este un volum foarte mare de informație, ceea ce necesită și foarte mult timp. Sperăm la următoarea conferință de acum să fie rezultatele modelului static și formularea și dezvoltarea modelului dinamic. Mulțumim pentru atenție!
pentru această prezentare. Eu nu pot să nu remarc calitatea bună, dacă îmi permite mie orizontul a prezentărilor din anul acesta. În continuare vreau să-i ofer cuvântul Gabriele Negru Vod, la Liceul Academiei de Știință a Moldovei, cu comunicarea Dumitru Matkovski, poetul și spațiul matricial. Mă numesc Negru Vodă Gabriela și sunt elevă în clasa 11-a la Liceul Academiei de Știință a Moldovei. Tema pe care vă voi aborda astăzi este Dumitru Matkovski, poetul și spațiul matricial. Tema de cercetare pe care mi-am propus-o este foarte importantă pentru formarea personalității mele de cititor, pentru că eu am crescut în acest spațiu conceptualizat poetic de poetul Dumitru Matkovski în formula simbolică a mărgioarei. Scopul major al acestei teze constă în relevarea valorii spațiului matricial pentru imaginarul poetic din lirica lui Dumitru Matkovski, fapt ce ar motiva interesul tinerilor cititori pentru creația poetică a autorului. Pentru realizarea acestui scop mi-am formulat unele obiective, iar primul este documentarea problemei și construirea unei baze teoretico-metodologice de cercetare. Pentru realizarea acestui obiectiv am studiat opera lirică a lui Dumitru Matkovski, în special poeziile care vizează direct spațiul mărgioarei, și de asemenea am cercetat anumite teorii referitoare la semnificația spațiului în creația lirică. Reperul de bază în acest sens l-a constituit lucrarea teoreticianului francez Gaston Bachelard, Poetica spațiului. Un alt obiectiv principal al cercetării a fost reflectarea imaginii personalității lui Dumitru Matkovski în viziunea locuitorilor de la mărgioară. Un aspect important în acest plan îl constituie și aprecierea creației poetului de către consăteni, de către cei de la Baștină, care pune în lumină geneza conceptualizării poetice a spațiului de către Dumitru Matkovski și este lesne de subînțeles acest fapt din atitudinea celor de la mărcioară expuse în cadrul unui sondaj de opinie realizat în satul de Baștină. El era mândria noastră și ne miram de unde atâta energie, atâta dragoste față de satul natal, față de oamenii din sat. Mândria noastră, bucuria noastră, comoara noastră cea mare care ne-a lăsat și o mai mare comoară cu care o trăim și vom trăi mulți ani în suflet. Și pentru noi, consătenii lui, opera pe care a scris-o Dumitru Matkovski este o lecție de demnitate, de mare dragoste față de țară, limbă și popor. În scopul realizării unei analize, unei sinteze analitico-teoretice care ar fundamenta metodologic partea aplicativă de analiză propriu-zisă a textelor poetice, am analizat minuțios conceptul spațiului expus de filozoful și antropologul Gaston Bachelard în lucrarea sa Poetica spațiului, în care propune o analiză detaliată a semnificațiilor principalelor elemente constituente a spațiului. Astfel, imaginea se constituie ca cea mai importantă modalitate prin care se realizează spațiul în opera literară, ea fiind o marcă spațială și un indice valoric al lumii imaginare, o structură care comunică cu cititorul oferindu-i informații referitor la universul textului literar-artistic. Universul operei literare este identificat cu lumea miturilor, a simbolurilor și a temelor cosmice fundamentale. Și în acest fel, spațiul în opera literară devine sesizabil datorită limbajului care, printr-un efort de geniu al creatorului, dobândește forță comunicativă și consider că aici trebuie să insiste cititorul. Relevarea valențelor poetice ale liricii lui Matkovski din perspectiva temei de cercetat a fost obiectivul ce a asigurat realizarea convingătoare a cercetării. În procesul lecturilor analitice am determinat faptul că perimetrul imaginii spațiului conturată în întreaga lirică matkovskiană are însemnele unui spațiu ontologic în raport cu parcursul devenirii și existenței neamului, spațiul dobândind astfel și ceva esențial din specificul existențial al creatorului. Modalitatea artistică a poetului de a reflecta conținutul simbolic al mărgioarei în versul său este una de motivație, în primul rând, etică, creatorul urmărind inițierea cititorului în esența conceptuală a imaginii construite. Creatorul Dumitru Matkovski sapă la origini, redescoperind adevărurile istorice durute, pentru ca ulterior să rotunjească sensurile și să vindece rana prin metaforele spectaculoase ale patriei.
Casa, un sistem definitoriu al spațiului matrice al existenței euului liric matkovskian. Casa părintească a reprezentant pentru poet cetatea sa spirituală, locul în care a revenit cu drag ori de câte ori a avut posibilitatea și pe care totdeauna a numit-o locșor sfânt, cel mai sfânt. Semnificative sunt și raporturile spațiale de poziționare a casei, anume către soare, struguri, sat, frunză, floare, spic de grâu, mai în sus și mai în jos, aproape de albastru, de senin și departe de amarul pelinului. Casa construită de un scriitor ilustrează verticalitatea umanului și, cu permisiunea dumneavoastră, o să rostesc un text integral pentru a demonstra acest lucru. Casa mea, de acasă, de la noi, din sat, de la Vadul Rașcov, eu nu te-am uitat. Școala mea, cea veche, cea din vremi de vremi, de la Vadul Rașcov, mă căiești? Mă temi? Nucul meu din poartă și de lângă drum, de la Vadul Rașcov, bătrânind de acum, nistrul meu din soartă, din adânc, din rost, de la Vadul Rașcov, oare am fost și ai fost? Frații mei de sânge, oamenii mei dragi, de la Vadul Rașcov, tot munciți, robaci, de nevoi, de toate, nu vă lepădați, așteptați dreptatea, tot o așteptați. Ca și voi, departe, mă căznesc și eu, cât îmi face parte bunul Dumnezeu. Ruginește frunza, ploile se cern, casa mea de acasă, cuibușor matern, galbene pe masă, merele domnești, casa mea de acasă, tare scumpă-mi ești. Semnele spațiului naturii în lirica poetului sunt relevante pentru semnificația poetică a mărgioarei matkovskiene. Și o a treia coordonată a universului poetic al liricii lui Dumitru Matkovski, estepele naturii spațiului recreat, ne deschide orizontul spre explorarea semnificații lumii deosebite a naturii, elementele căreia sunt apa vie, izvoarele care reanimează spațiul recreat, conferindu-i vivacitate și forță. Stejarul, care este axa lumii naturii plaiului, iarba verde, care este semn al permanentei regenerări spirituale, pădurea, codru, simboluri ale răzbaterii neamului în timp, dealul, muntele, simboluri de asemenea ale axei spirituale. Elementele spațiului naturii practic împregnează substanța poeziei, astfel încât poetul nu poate percepe axa morală, casa, axisul mundii, fiind reprezentat de sat, mărgioară, fără să evoce prezența naturii. Astfel, legile sale sunt respectate cu sfințenie în spațiul arhetipal al satului, relevant în acest sens fiind afirmația lui Victor Crăciun. Obârșia țărănească și cunoașterea tradițiilor, obiceiurilor, a lumii străbunilor săi îi canalizează forța expresivă spre vitalele probleme ale lumii satului. Deosebit de rezultativă în cercetare temei a fost stabilirea estemelor esențiale ale spațiului mărgioarei în lirica poetului, ce conferă originalitate imaginii totalizante create și concretizează viziunea artistică asupra lumii proiectate în diverse texte poetice. Poetul își conștientizează rolul său în valorificarea valențelor spirituale și în asigurarea continuității neamului prin spațiul asociat acestuia. Poetul înveșnicește mărgioara, basarabeană este doina lui, basarabeană patima stelară, basarabeană jalea cucului, fragment din poezia Bătânul Tei. Identificând și analizând semnificațiile multiple ale elementelor distinctive ale spațiului recreat în lirica matkovskiană, se impun următoarele concluzii. Acestea circumscriu două teme principale în creația poetului, teme ce reprezintă două coordonate axiale.
Prima este tema conștiinței naționale ca fundament al rezidirii unei ființe întemeiate pe valorile existențiale ale neamului. Casa devenind astfel un estem ce poate fi plasat pe o coordonată verticală, întrucât ea este imaginată ca o ființă verticală, semnificând spiritualitatea. A doua temă este chiar cea a valorii spațiului spiritual, deosebit de importantă pentru procesul de consubstanțiere a conștiinței de neam și a ființei umane. De aici și imaginea casei ca ființă concentrată. Ea ne îndeamnă la formarea unei conștiințe de apartenență la centralitate. Efectul obținut este că anume casa și universul întreg nu sunt pur și simplu două spații juxtapuse, însă ci aceste două spații se animă reciproc. De asemenea, elaborarea unor recomandări, activități, proiecte ar fi benefice în scopul promovării imaginii poetului ca portavoce a idealurilor neamului și a valorii creațiilor sale. Dintre acestea ar fi eficiente, în opinia noastră, realizarea unor emisiuni la radio pentru a recita cele mai frumoase poezii ale lui Dumitru Matkovski, teatralizarea pieselor matkovskiene în diverse medii de cititori și, bineînțeles, organizarea unor serate pentru a cânta limba română, patria, casa părintească, mama, dragostea, teme fundamentale ale liricii matkovskiene. Vă mulțumesc pentru atenție! Exact în timpul rezervat. Vă mulțumim. Sofia Gutium se numește următorul raportor. Este studentă la Universitatea Academiei de Științe Moldovei. Comunicarea se numește Abordarea fenomenologică a percepției la Maurice Merleau-Ponty. În această intervenție îmi propun să vorbesc despre proiectul pe care îl desfășoară Merleau-Ponty în lucrarea sa de bază Fenomenologia Percepției. Este o lucrare care apare în 1945. Dat fiind faptul că în cadrul unei conferințe nu putem să desfășurăm pe larg întreaga concepție a unui filozof, îmi propun să vorbesc mai mult despre valoarea pe care o are concepția filozofului Merleau-Ponty. Deci, Merleau-Ponty își construiește proiectul său ca o alternativă la empirism și intelectualism și el prezintă o teorie originală cu privire la percepție, un fenomen care este studiat pe larg de științe, de precum biologia sau psihologia, un fenomen despre care s-au spus, de fapt, foarte multe lucruri și despre care s-ar părea că nu mai este nimic de spus. Deci, comunicarea de față reflectă o parte din materialul explorat și abordat în cadrul tezii mele de licență pe care o scriu acum. Și înainte de a vorbi nemijlocit despre proiectul lui Merleau-Ponty, vreau să menționez în câteva momente care justifică preferința mea ca să vorbesc anume despre acest subiect. Deci, aceste momente sunt, de fapt, prezența câtorva probleme actuale în filozofie. Și unul dintre aceste momente este, de fapt, statutul pe care îl are filozofia. De regulă, orice știință are un obiect de studiu și anumite metode prin care acest obiect este studiat. Și deși se fac peste 2000 de ani de când filozofia a apărut și s-a dezvoltat, ea încă nu are un obiect de studiu bine definit. Adică, mai curând, ea se ia însuși ca obiect de studiu și încearcă să-și problematizeze propria existență și necesitate. Deci, statutul filozofiei în calitate de știință este unul discutabil. Odată ce este pus la îndoială statutul filozofiei ca știință, se pune întrebarea ce altceva ar putea fi filozofia. Este suficient ca să fim preocupați de acest domeniu și să practicăm, ca să ne dăm seama că el este mai curând o metodă, adică un mod de a explora lucrurile, de a explora această lume. Deci, observăm că filozofia este o practică și ea nu pretinde să ofere explicații exhaustive cu privire la anumite lucruri, ci mai curând să ofere anumite instrumente de a explora aceste lucruri. În ce ar consta anume această practică filozofică? Practica filozofică presupune, într-un mod, adică un răspuns foarte simplu și foarte clar la această întrebare este de a ne pune sistematic întrebări cu privire la modul în care stau lucrurilor.
lucrurile. Deci este important punerea corectă a întrebărilor, pentru că o întrebare pusă corect contribuie semnificativ la soluționarea acesteia. Și dificultatea constă anume în a pune corect întrebările și acest principiu este valabil în general pentru toate științele, dar mai ales pentru filozofie, care este adesea acuzată de speculație. Deci putem pune întrebări corecte doar dacă ne exprimăm într-un mod foarte simplu și foarte clar. Și, însă de obicei noi ne preocupăm de metafizică sub influența ceea ce am citit, ceea ce am gândit, ceea ce au gândit până la noi și tindem să ne exprimăm în același fel. Aceste lucruri sunt desigur că importante, însă ele creează multe prejudecăți. De ce este foarte important în filozofie să renunțăm la prejudecăți pentru a obține rezultate sigure? Acestea sunt care e specifice filozofiei și care, de fapt, îi atribuie acest statut. Textul lui Merleau-Ponty este relevant în acest context, pentru că în proiectul său el decât și revede la origine, adică ceea ce e posibil în general, ce investiții și chiar și cele științifice. Care percepție indică faptul concentrat asupra acestui fenomen în măsură care el ne permite accesul fundamental la lumea care ne este dată, adică felul în care percepem ceea ce apare conștiinței noastre. Originalitatea concepției la Merleau-Ponty constă în aceea că el concepe conștiința ca întrupată. Chiar mai mult, el încearcă să depășească această dualitate dintre corp și conștiință și să o prezinte ca un tot întreg. Deci corpul înzestrat cu organele de simț este ceea ce face posibilă percepția lumii către această conștiință. Percepția asta este o deschidere privilegiată către lume, deoarece de acces la lume și înainte de toate analiza științifică se sprijină pe percepție. Deci percepția este ceea ce precede orice vizitație. Să revenim să cercetăm acest fenomen, deoarece înțelegerea lumii ne permite ne face să ne dăm seama mai bine de modul în care trebuie să cercetăm un anumit obiect. Și atinge apogeul la Merleau-Ponty cu o dublă critică. El face o critică la teoriile clasice și anume raționalismul și empirismul și propune o alternativă. Deci, el susține că empirismul concepe obiectivă în calitate de formularea unor perspective și ceea ce ne înconjoară este de fapt un substrat pentru percepția și cunoașterea noastră și experiența noastră. Acestea sunt niște lucruri cu care Merleau-Ponty ceea ce se numește lumea culturală. Astfel, lumea empiriștilor vine mai simplistă, o mecanică analitică, această abstracție. Pentru intelectualiști, lumea obiectivă este un produs al reflexiei, o operație intelectuală, o interpretare logică a datelor sensibile. Nu realizează că ceea ce e dat în percepție, de fapt, face posibilă este pasiv în raport cu lumea obiectelor și subiectul este examinat din perspectiva persoanei, astfel toate reflexele fiind secundare și nu primare. O astfel de abordare a empiriștilor și raționaliștilor experiența noastră la un singur nivel, adică corpul devine un interior fără exterior, un exterior fără interior, iar conștiința devine un interior fără exterior. Deci Merleau-Ponty a atins să depășească această dualitate înaintând proiectul său. Care este legătura acestor critici al lui Merleau-Ponty referitoare la legătura acestor critici cu problemele pe care le-am anterior. Deci, prin critica pe care o face Merleau-Ponty, el nu încearcă să respingă aceste teorii, adică empirismul și raționalismul, ci mai curând să ne provoace o îndoială cu privire la aceste concepții.
Astfel, anumite certitudini pe care noi le avem în legătură cu ele se transformă în presupuneri și acest lucru ne face să fim conștienți de faptul că presupunerile noastre pot fi eronate. Și un prim pas către o înțelegere corectă și adecvată a lucrurilor ar fi anume această detașare de propriile convingeri. Aceasta este o atitudine particulară pe care o adoptă un filosof fenomenolog și pe care o susține Merleau-Ponty. Acesta, de fapt, a fost o concepție pe care o înaintează predecesorul său, Husserl, pe care el l-a susținut și l-a urmat. Deci, această detașare presupune că noi urmărim lumea ca și cum cu o atitudine de uimire și încercăm să renunțăm la tot fundalul de cunoștințe pe care îl avem. Deci, unica obiecție pe care o face Merleau-Ponty este că noi totuși nu putem să ne detașăm complet de lume, pentru că conștiința nu se poate desprinde de lume, ea este implicată în ea, iar lucrurile nu pot fi luate niciodată ca atare din perspectiva unui subiect care le percepe. Și astfel, renunțarea la datele simțurilor și la atitudinea naturală față de lucruri nu este posibilă. Deci, filozofia poate fi înțeleasă numai dacă este practicată și această practică presupune suspendarea judecății, renunțarea la prejudecăți și ezitarea de a elabora anumite concluzii. De asemenea, o predispunere către o formă radicală de reflecție. Fenomenologia trebuie să se bazeze pe raționalitate, să împace subiectul cu obiectul, nu să le separe într-un mod net, așa cum au făcut-o teoriile clasice, precum empirismul și raționalismul. Deci, Merleau-Ponty a încercat să depășească această dualitate și să propună o alternativă. Și acest proiect este relevant pentru numeroase probleme actuale legate de filozofie, dar și de științe în general. Vă mulțumesc! Bună ziua, aș crezut că am ajuns la ultimul raportor, dar nu în ultimul rând. Am vrea să-l prezentăm pe Vladimir Oprea, student Universitatea Tehnică Iași, cu prezentarea Green Co-House. Sperăm că va fi informație de ultima oră și ne va prezenta interesul. Poftim! Hello, my name is Oprea Vladimir, and I'm coming from the Faculty of Civil Engineering and Building Services of Iași. I'm a student in the second year, and I'm here to present you the Green Core House. The concept was developed because me and my former co-author believe that the future begins at home, and therefore the main idea was to rethink the home itself. The greenhouse concept is based on many new technologies and not on the only one concept. The motivation for the development of this project comes from the fact that lately there is a lot of consumerism coming from TV and every media services. This trend is not very good for the environment, causing a lot of environmental damage. So we thought that using green technologies, we may help it recover. The green house concept is depicted in the following figures. The shape was chosen to be dome-like because it's way more ergonomic and it allows a lot of light to enter the inner center of the house. The inner center of the house, as the name implies, it's a greenhouse and it is presented not as a space to recover, but also as a space which heats the house and provides other bonuses. One of the main purposes of this house is to bring man closer to the nature, because nowadays everyone tends to live in a city, busy with everyday life, and tends to put nature in the second place. The whole system is arranged so that the greenhouse is at the center of the house and allows it to heat the whole space and
from wherever you are in the house, you can access the greenhouse. We chosen as wall, for walls a more archaic type of wall, for example, straw bales walls, which are basically straws with clay. It's very used in countryside houses, and it's it promotes a greener, more suitable environment for human. Because we need a lot of lighting for the house, also the shape is better for this purpose. We chosen to use bristles and a lot of open spaces so that a lot of light can enter the greenhouse. The greenhouse, the innovative part of the whole system, because it's now seen as a functional element. Using a geothermal heat pump, we can control the temperature in the greenhouse and dictate what type of plants we can introduce in the greenhouse. And also to redistribute the heat that the plants produce from the greenhouse. The greenhouse has a lot of purposes, also from the heating of the house, from the biomass of the plants, to the reducing stress of humans inside, reducing noise and filters dust, and increases productivity due to the closeness to the to nature. Overall, it improves the welfare and behavior of all people, and it's a better way to live than sitting in a box. The straw bales, we chosen these because they are very versatile and are perfect also for buildings that are not very tall and not very heavy. They have a very reduced cost. They are ecological because everywhere there are residues from agriculture. They are very time efficient because they are very big but not very heavy and can be manipulated easily. They provide good thermal isolation and soundproofing also due to the thickness of the walls. They offer a pleasant and healthy living environment because it allows air to pass and humidity to be regulated almost automatically by the walls. They prove fire safety and earthquake resistance because they are very flexible, and the fire safety comes from the fact that they are very thick and the straws are tightly pressed together. We need a double skin ventilated facade, which is nowadays very used in bigger structures in most of Europe because they allow a reduced consumption of energy and improve indoor environmental conditions because there it's easier to control the light and the heat that enters the building. Due to the fact that we need a lot of light to enter the house, we chosen to use transparent solar panels. They are fairly new, about 2015. The University of Michigan developed these solar panels, which allow visible light to pass, but transfer the energy from the ultraviolet and infrared wavelengths of the light to be absorbed and consume the energy in the ventilation systems and the geothermal pumps. We thought also about the waste disposal because there is a lot of water used, also to the greenhouse and to the nature of the human. We chosen to use an individual treatment sewage station, which takes all the sewage from the house and takes it to a few steps to purify and clear the waste. So it can be used either as a fertilizer or to take the water and use it as use it for the greenhouse or to water the garden, for example. And it's safe to take it back into the outdoor environment. As a conclusion, this is not offered enough details conclusively on the studies, but there is a lot of interest in this domain.
And should be developed in the next few years. The main part of this greenhouse is that for the first time a greenhouse is not looked at only from an agricultural point of view, but also as a functional item. So that the whole system from the house is not only due to the one system, but also at the whole ensemble works in total. Thank you for your time. We await questions, but later. Vă mulțumim și noi foarte mult. Și cu această prezentare am încheiat prima parte a conferinței noastre, și anume comunicările în plen, mesajele de salut. Trece la partea a doua, deja am învățat lecția și mă uit pe program exact. Vreau să vă invit să facem o poză de familie, o poză comună cu cei câți am rămas aici pe scările căminului. Te rog, Virgil, să asiguri asistența tehnică. După care urmează sesiunea de postere. Cei care au postere, vă rog să fiți aici. Evaluatorii să fie și ei aici. De la 12:30 avem pauza de cafea. Toți participanții conferință și oaspeții sunt invitați la pauza de cafea. Iar începând cu ora 1, începe partea a doua, activitatea în ateliere. Toți aveți programele, vă rog să vă uitați în programe unde sunt atelierele în care vă regăsiți. Deci, bine, fiecare atelier se desfășoară într-o sală. Vă uitați exact ca să nu vă intersectați pe holuri. Deci, fiecare atelier este studiu. Vă luați cafeaua și mergeți în blocul administrativ. Acum toată lumea ieșim, vă rog frumos, inclusiv șefii de catedră, decanii, să facem poza despre care am spus.